la mic dejun de noapte, aminții cunoscuta realizatoare de la Radio Strehaia, și anume doamna Oana Mârlanu, ne dă o rețetă tradițională anti-COVID, fără vaccinare. Bună seara. Băi fătălăilor, băi amețitelor, băi leșinatelor și dragi mafioți, în seara asta vă voi prezenta pentru fiecare o rețetă foarte, foarte grea, pe care numai mafioții și mafioatele cred că o vor putea să o facă. Iar fătălăii, amețitele și leșinatele, dacă nu o vor face, s-o bage la tărtăcuță, mă. Dacă nu o s-o băgați la tărtăcuță, veți muri, mă. Veți muri de foame, mă. Deci ca să începem. Nu știu de ce mi-e puțin răuț în seara asta. O să începem ca de obicei cu concluzia. Începem cu rețeta pentru fătălăi. Azi vom găti pâine cu unt. Da, da. Rețeta pentru fătălăi. Băi fătălăilor, se ia o felie de pâine subțire, nu groasă ca la mămica voastră, băi fătălăilor, și întindeți ușor, ușor. Uite. Da? Băi, întindeți voi, nu așteptați să întindă mămițica voastră, mă. Un strat subțire de unt. Dacă aveți unt, măi fătălăilor. Dacă nu merge și vaselina aia cu care se dă la ușile mașinilor bengoase, la care voi nici nu visați, băi fătălăilor. Bun. După ce terminați de uns, o mâncați, mă. Mă, mușcați din felie cu înghițituri repezi, mă, ca să vă rămână în gât, mă. Bă, fătălăilor, că dacă vă rămâne în gât, nu mai intră COVID-ul, mă. Și nu mai trebuie să vă vaccinați, mă. Băi, fătălăilor, că nu mai poate să intre COVID-ul în voi și nu mai crăpați. Așa că puteți să mergeți la mămițica voastră, fătălăi ce sunteți. Și acum, rețeta pentru amețite și leșinate. Băi, amețitelor! Îmi pierd timpul cu voi, mă. Băi, leșinatelor, ați fost atente, mă, la ce v-am spus? Eu mai devreme, mă? La rețeta de unt pe pâine, mă, pentru fătălăi, nu? Atunci ați încurcat-o, mă, că vine fătălăul acasă de la mămica și nu puteți să-i puneți pe masă, mă, cea mai sofisticată mâncare. Pâine pe unt. Și după aia trebuie să fugiți la mămica, mă, ca să vă dea sufertașul cu mâncare pentru fătălăi, ca să nu vă mai ala la palme, amețitelor și leșinatelor. E simplu. Se pune pâine pe unt, mă. Bun. Iar acum, în final, vă prezentăm rețeta complicată pentru mafioți, mă. Da? Pentru mafioți, mă, nu pentru voi, fătălăilor și amețitelor și leșinatelor. Deci, rețeta de pâine pe unt este simplă. Mafiotul care este mafiot ia grâul în gură, îl toacă între dinți până se face făină, mă, și lasă să se fermenteze cu saliva până se face pâine. După care ia o gură de lapte pe care o plimbă în gură până se face unt. Uite așa. Și uite așa își face mafiotul propria pâine cu unt. Băi, fătălăilor, amețitelor și leșinatelor care sunteți! Bă, de ce dracu m-am enervat, mă? Că de obicei eu sunt calmă și civilizată, mă. Hai că ne oprim, că v-am zis că mi-e cam răuț în seara asta, da? Și luați-vă aplicația, mă. Băi, săracilor care sunteți, că e doar 200 de lei pe an, mă.